Ziua Națională a României a fost marcată și la Făgăraș. La fel ca în anii precedenți, autoritățile au organizat lângă cetate mai multe activități pentru a sărbători împlinirea a 96 de ani de la unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Evenimentul a debutat cu intonarea imnului, după care a continuat cu o ceremonie religioasă oficiată de un sobor de preoți. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Făgărășenii nu s-au speriat de vremea rea de afară și au mers în număr mare să asiste la manifestațiile organizate în preajma cetății Făgăraș. O zi importantă și foarte friguroasă, dar frigul se pare că nu a fost o piedică în calea făgărășenilor pentru a se vedea în centrul Făgărașului și pentru a petrece împreună, și m-a bucurat foarte mult faptul că am văzut foarte mulți copii astăzi și le-am spus că au existat multe repere în istoria poporului român, primul război mondial, al doilea război mondial, Revoluția din decembrie 89, s-au împlinit un număr de ani de la fiecare din aceste evenimente, dar toate au avut un subiect comun și anume arma. Mi-aș dori ca acești micuți care au participat astăzi la Ziua Națională a României să nu mai aibă parte de asemenea repere de-a lungul istoriei poporului român și singurele repere ale României să rămână drapelul național, imnul de stat și credința ortodoxă. Atracția zilei a constat în defilarea militarilor, cărora s-au alăturat jandarmii, pompierii și polițiștii. Făgărășeni de toate vârstele au studiat fiecare gest în parte și au privit cu mândrie pe cei care ne apără. Este cea mai sublimă pagină din istoria României. O sărbătorim în fiecare an și la Făgăraș, de câțiva ani în parte. Ne simțim mândri că suntem români și aș dori să transmit același sentiment tuturor românilor din țară și de peste hotare. La mulți ani, România, tot ce vă doriți, multă sănătate, împlinirea tuturor dorințelor și la zile mai bune. După momentele militare, activitatea s-a mutat la scena situată în fața Casei Municipale de Cultură, unde făgărășenii au avut parte de un concert folcloric. Totodată, oamenii care au fost răpunși de frig au putut să se mai încălzească cu un pahar de vin fiert sau un ceai fierbinte de la standurile amenajate în preajma spectacolului. Activitățile dedicate Zilei Naționale a României s-au sfârșit prin retragerea cu torțe a militarilor.